Luca, în capitolul 17, de la 11 la 19, și doctorul Luca consemnează în felul următor. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut, Iisus le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Sunt câteva versete care ne relatează o altă minune a Domnului Iisus, un alt miracol pe care l-a înfăptuit cât timp a fost pe pământ. Miracolul acesta cu cei 10 leproși. Cu siguranță fiecare minune pe care Domnul Iisus a făcut-o și ne este relatată în detaliu în Cuvântul lui Dumnezeu, din fiecare minune putem să extragem anumite învățături pentru viața noastră personală, pentru viața noastră de zi cu zi. Și este cazul și pentru această minune pe care l-a făcut-o cu cei 10 leproși. Îl vedem pe doctorul Luca că el adună informații despre ceea ce a făcut Domnul Iisus și relatează că Domnul Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Îl vedem pe Domnul Iisus acționând, îl vedem pe Domnul Iisus mergând din sat în sat, din localitate în localitate, urmându-și scopul pe care l-avea pe pământul acesta, mergând către ținta pe care o avea pe pământul acesta, făcând lucrarea pentru care venise pe pământul acesta. Îl vedem pe Domnul Iisus că El pune în aplicare ceea ce venise să facă. Și îl vedem mergând din loc în loc și propovăduind despre împărăția lui Dumnezeu și despre ce urma să vină, propovăduind despre Tatăl Său din cerul. Și îl vedem pe Domnul Iisus că face lucrul acesta neobosit. Vedem că are un plan pe care El îl urmează. Și că în fiecare zi căuta să ducă la îndeplinire planul acesta. Și lucrul acesta pe care Domnul Iisus îl făcea zi de zi, fără să se abată la dreapta și fără să se abată la stânga, ne readuce și nouă aminte despre faptul că avem un scop pe pământul acesta și trebuie să mergem către scopul acela. Scopul nostru este de a-L glorifica pe Dumnezeu prin viața noastră schimbată. Și că fiecare lucru pe care îl facem, neobosiți, trebuie să arate către Dumnezeu și trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Atunci când oamenii se uită la lucrarea noastră și la persoana noastră, trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Și aceasta este ținta noastră pe pământul acesta, din momentul în care Dumnezeu ne schimbă viața. Și vedem pe Domnul Iisus că face lucrul acesta, că merge din loc în loc. Și când merge din loc în loc, se întâlnește cu anumite persoane. Cu anumite persoane, în cazul nostru, cu cei 10 leproși. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Cei 10 leproși erau într-o situație incredibil de dificilă. Dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem în Levitic, în capitolul 13, cu versetul 2, că Dumnezeu îl învață pe Moise ce să spună poporului cu privire la oamenii care aveau lepră. Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o peciungine sau o pată albă care va semăna cu o rană de lepră pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aaron sau la unul din fiii lui care sunt preoți. Apoi la 46, câtă vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat, să trăiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Ce situație dificilă pentru acei leproși din vremea aceea. Era lege ca ei să fie izgoniți din anturajul lor. Era legea care îi plasa în afara familiei. Ei trebuiau să fie izgoniți din anturajul lor, trebuia să fie izgoniți din familia lor. Și ne gândim ce tragedie în viața lor să sufere de o asemenea boală. Să trebuiască să ducă, să locuiască singuri, să se îngrijească singuri de ei și când se întâlnesc cu alți oameni să strige: necurat, necurat! Și oamenii să se ferească de ei. Și oamenii să îi ignore, să îi izgonească, să se depărteze de ei, să nu aibă nimeni părtășie cu ei din cei care erau curați. Ce situație dificilă trebuie să fi fost în viața lor. Trebuiau să stea separați? Trebuiau să își ducă viața aceasta incredibil de dificilă din cauza faptului că pielea lor începea să descompună pas cu pas și într-un final ajungeau să moară în chinuri. Cât de dificilă trebuie să fi fost viața lor. Și acești 10 leproși, în cazul acesta, erau în situație fără ieșire. Nu se puteau vindeca singuri. Nimeni nu era în stare să-i vindece pe ei.
Și asta ne duce cu gândul la situația noastră, la situația multor oameni de pe pământul acesta, la situația fiecărui om de pe pământul acesta, de fapt. Că oamenii sunt într-o situație disperată și fără ieșire. Nu este nimeni în stare de pe pământul acesta să-i ajute pe oameni să iasă din această boală a păcatului, din acest pericol al păcatului. Și oamenii sunt contaminați de păcatul acesta și sunt izgoniți din prezența lui Dumnezeu. Ne uităm la Adam și Eva, că din momentul în care ei au păcătuit, Dumnezeu s-a uitat la ei și a exclamat cu alte cuvinte: sunteți necurați de acum, trebuie să fiți izgoniți. Și ei au trebuit să plece din prezența lui Dumnezeu. Și de atunci, păcatul face ca omul să fie despărțit de Dumnezeu. Ne asemănăm într-un fel cu acești 10 leproși. Avem acest lucru în noi care ne desparte de Dumnezeu și trebuie să stăm separați de Dumnezeu. La fel cum oamenii aceștia stăteau separați de către oamenii din localitate, de către oamenii din familia lor, de către oamenii pe care îi iubeau și trebuiau să fie condamnați la o moarte chinuitoare. Într-un fel ne asemănăm și noi cu ei. Să nu uităm starea din care Dumnezeu ne-a scos. Să nu uităm lucrul acesta, păcatul acesta din care Dumnezeu ne-a scos și ne-a vindecat, că nu mai suntem în situația respectivă. Ne uităm la acești 10 leproși și ei spun că au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Cu siguranță acești 10 leproși știau anumite lucruri despre Domnul Iisus. Ne spun evangheliile că Domnul Iisus a început să-și facă lucrarea și despre El a început să se vestească încolo și încoace. Oamenii au început să spună despre El în toate localitățile și cu siguranță și acești 10 leproși au auzit despre Domnul Iisus. Ei știau cu ce se ocupă Domnul Iisus, pentru că Biblia spune: Iisuse, Învățătorule sau Rabi. Ei știau lucrurile pe care Domnul Iisus le vestea. Știau că Domnul Iisus merge și învață pe oameni. Acești leproși mai știau și despre puterea Domnului Iisus, pentru că strigă: ai milă de noi! Acești 10 leproși nu s-au dus la Domnul Iisus să spună: Doamne, dă-ne o bucată de pâine! Ei strigă cu privire la problema lor reală. Ei strigă la Domnul Iisus și spun: ai milă de noi! Se duc cu această cerere importantă înaintea Domnului Iisus. De ce se duceau cu această cerere? Pentru că ei știau că doar El poate să îi vindece. Doar el putea să-i scoată pe cei 10 din situația în care se aflau. Doar ei puteau să le facă trupul curat și să le restaureze viața, relația, părtășia și toate celelalte lucruri de care au fost lipsiți până în momentul întâlnirii cu Domnul Iisus. Și asta ne reamintește faptul că doar Domnul Iisus poate să facă posibile anumite lucruri în viața noastră, indiferent dacă le căutăm într-o parte sau în alta, indiferent de situația materială, indiferent de situația socială, doar Domnul Iisus poate să facă aceste minuni și aceste miracole în viața noastră. Dacă ne uităm în viața noastră personală și ne reamintim locul în care am fost și vedem modul în care Domnul Iisus ne-a scos, cu siguranță putem să exclamăm: doar El putea să facă lucrul acesta. Și este adevărat, doar El a putut să ne smulgă de acolo, doar El a putut să rupă și să fie mai puternic decât păcatul. Doar El a putut să facă lucrul acesta. Și vedem pe cei 10 leproși că fac lucrul acesta, că se duc la Domnul Iisus, se duc la persoana potrivită, se duc la Cel care putea să-i ajute, se duc la persoana care putea să-i scoată din situația respectivă. La cine ne ducem noi atunci când întâmpinăm dificultăți? Nu suntem cu siguranță în situația trupească a celor 10 leproși. Dar cu siguranță sunt anumite probleme, anumite dificultăți în viața noastră care vin și parcă unele par fără scăpare, par așa incredibil de dificile, par ca ceva de care nu putem să scăpăm. Către cine apelăm în astfel de momente? Către cine strigăm? Către cine ne îndreptăm privirea ca să primim ajutor? Către cine ne uităm prima dată ca să fim ajutați în caz de nevoie, atunci când vin nevoile peste noi și atunci când vin lucrurile acestea dificile și încercările și greutățile? Ne uităm la oamenii din Biblie că de multe ori ei își ridicau ochii către Cel și cereau ajutorul lui Dumnezeu. Ne uităm la acești 10 leproși că se uită la Domnul Iisus, au ridicat glasul și au zis: Iisus, ai milă de noi! Atunci când vor veni greutățile în viața noastră, să nu ne uităm la situația pe care o avem. Să nu ne uităm la faptul că poate avem mulți prieteni și ne pot ajuta. Și este bine să avem lucrul acesta, să avem
un anturaj bun. Dar primul gând să fie către cel care poate să ne ofere tot acest ajutor, mai mult decât pot să facă alții, combinat. Să avem privirea noastră țintită asupra lui Dumnezeu și către El să strigăm, Doamne, ai milă, uite cum este situația mea, uite că fiul meu se scaldă în păcat, uite că nu scap de patima aceasta pe care o am, către tine strig, tu ai puterea ca să mă scoți din situația aceasta dificilă, tu ai puterea ca să schimbi viața unui astfel de nenorocit. Ne uităm și în psalmi și vedem că David și ceilalți psalmiști spun despre Dumnezeu că atunci când strigă un nenorocit către Dumnezeu, Dumnezeu ascultă și îl scoate din nenorocirea lui. Ne uităm la cei 10 leproși că se duc la persoana potrivită care să-i ajute. Cu siguranță poate au căutat și alte resurse, alte moduri în care să fie vindecați. Ne amintim și de femeia aceea cu scurgerea care și-a cheltuit întreaga avere pentru a fi vindecată. Cred că s-a dus la tot ce a știut ea ca să fie vindecată, dar o singură persoană putea să o vindece în contextul ei. Și s-a dus la persoana care putea să o vindece. Și a avut credința că chiar dacă se atinge puțin de veșmintele Domnului Iisus, va fi vindecată. Și credința aceasta a dus-o la vindecare fizică. Credința aceasta a dus-o la vindecare și credința aceasta duce pe mulți oameni la vindecarea spirituală. Și vor scăpa de această problemă a păcatului. Ne uităm la cei 10 leproși. Iisus, învățătorule, ai milă de noi. Acești 10 s-au dus la persoana aceasta miloasă. Domnul Iisus este o persoană miloasă. Este o persoană îndurătoare. Ne uităm în psalmi și vedem că psalmiștii spun de multe ori Domnul plin de durare, îndelung răbdător, plin de bunătate, milos. Și ne uităm și în viața noastră. Câte momente au fost în care am văzut mila lui Dumnezeu? Câte momente au fost când am văzut îndurarea lui Dumnezeu pentru noi? Și milostenia lui Dumnezeu față de noi? Așa e că au fost multe? Cu siguranță putem să umplem multe pagini când vine vorba de astfel de momente. Și vedem că oamenii, că acești 10 s-au dus la cel care avea milă de ei. Oamenii din jurul acelor 10 leproși îi izgoneau și se purtau urât cu ei, îi trimiteau deoparte. Dar vedem că cei 10 s-au dus la cel care avea milă de ei. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Îl vedem pe Domnul Iisus că dorește să împlinească legea spusă în Levitic, că acei necurați trebuiau să se ducă la preoți, preoții să cerceteze rana pe care o aveau, lepra pe care o aveau, și să dea verdictul, este curat sau necurat, s-a vindecat sau nu s-a vindecat. Și îl vedem pe Domnul Iisus că spune lucrul acesta celor 10 leproși. Vrea să le ofere o ieșire din situația aceasta. Ce aveau de făcut cei 10 leproși? Să se ducă, să asculte de glasul Domnului Iisus. De multe ori vedem pe Domnul Iisus că face El o acțiune. Ia pământ, îi unge ochii, alte ori se atinge de persoana respectivă. De data aceasta îl vedem pe Domnul Iisus că le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. El doar folosește cuvintele sale ca să le spună celor 10 leproși ce să facă. Acum, acțiunea celor 10 leproși era ca să asculte de Domnul Iisus, să aibă încredere în cuvintele pe care Domnul Iisus le spunea în momentul acela. Și vedem pe cei 10 leproși că pe când se duceau, au fost curățiți. Toți cei 10 au avut credința că, da, este modul bun al Domnului Iisus ca să ne vindece. Trebuie să ascultăm de El ca să fim vindecați. Și trebuie să mergem să ne arătăm preotul. Și pe când mergeau ei către locul unde era preotul ca să se arate și să-și dea verdictul, ei au fost vindecați. Vedem că ascultarea de Domnul Iisus aduce vindecare. Ascultarea de Domnul Iisus aduce iertare de păcatele noastre. Ascultarea de Domnul Iisus aduce împlinire și fericire în viața noastră. Ascultarea de Cel care are întreaga autoritate aduce împlinire și siguranță în viața noastră. Și vedem pe cei 10 că au ascultat, au pus în practică ceea ce Domnul Iisus le-a spus. În Psalmul 66:16 ne spune următorul lucru, în Psalmul 66:16, dacă putem să citim de pe ecran, Psalmul 66:16, ne spune un lucru pe care am vrea să-l citim în seara aceasta, cu privire la tema pe care o avem acum. Psalmul 66:16, dacă nu o să-l citim din Cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 66:16,
Veniți de ascultați, toți ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Veniți de ascultați. Sau Psalmul 9 cu 1 ne spune un alt lucru. Psalmul 9 cu 1, într-un fel asemănător, ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa: voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Asta se întâmplă atunci când noi ascultăm, Dumnezeu acționează și trebuie ca urmare a ascultării noastre. Vedem pe cei 10 leproși că au ascultat de glasul Domnului și s-au dus și au fost vindecați. Am văzut și urmările pe care le-au avut cei 10 leproși pentru că au ascultat de Domnul Iisus. Au fost curățați. Atunci când ne punem toată încrederea noastră în Dumnezeu, situația noastră se rezolvă. El găsește timpul lui potrivit ca să ne rezolve situația. Atunci când ascultăm de ceea ce El ne spune, atunci ducem la îndeplinire ceea ce El vrea să se împlinească în viața noastră. De multe ori Dumnezeu ne dă anumite porunci în viața noastră. De multe ori Dumnezeu ne dă anumite lucruri pe care trebuie să le facem. Psalmul 112 cu 1 ne spune în felul următor. Psalmul 112 cu 1 lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Atunci când avem o plăcere pentru poruncile Lui, ascultăm de El când ne poruncește anumite lucruri. Psalmul 119 cu 47, psalmistul spune așa de frumos în Psalmul 119 cu 47, tot despre poruncile lui Dumnezeu: mă desfătez în poruncile tale căci le iubesc. Atunci când îl iubim pe Dumnezeu și iubim poruncile Lui, suntem gata și să ascultăm de El, indiferent de consecințele vieții zilei care urmează, indiferent de părerea altora de lângă noi, ascultăm de Domnul Iisus, ascultăm în fiecare situație, indiferent că ni se pare ciudat sau nu. Poate celor 10 leproși se așteptau cumva să vină, să se atingă de ei, să-și pună mâinile, să facă vreun semn, să facă ceva, dar El doar le spune să se ducă și leproșii ascultă. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Când omul acesta s-a văzut vindecat, a făcut un lucru uimitor pentru ceilalți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Atunci când omul acesta s-a văzut vindecat, el a început să istorisească altora cu glas tare, să-L slăvească pe Dumnezeu cu glas tare. De multe ori Dumnezeu face anumite minuni în viața noastră și le ținem ascunse. Le ținem pentru noi, ne bucurăm doar noi de ele. Ne bucurăm personal de ele și le ținem parcă doar pentru noi. Îl vedem pe omul acesta că din momentul în care a fost vindecat, i s-a reîmprospătat trupul, i s-a dat o viață nouă, el face un lucru uimitor. Slăvește pe Dumnezeu cu glas tare. El dorea ca toți oamenii care îl aud să-L audă pe El slăvind pe Dumnezeu. Ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să facem la fel. Dumnezeu a făcut așa de multe minuni în viața noastră. Dumnezeu a făcut așa de multe miracole în viața noastră, încât trebuie să le spunem și altora. Încât trebuie să ne audă oamenii vorbind despre ele. Trebuie să istorisim altora ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Chiar versetele pe care le-am citit mai devreme ne spuneau să istorisim altora și să lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. În Psalmul 145 cu 5 ne spune că trebuie să povestim despre strălucirea mărăției lui Dumnezeu, că trebuie să spunem altora, că nu trebuie să păstrăm doar pentru noi ceea ce Dumnezeu a făcut, ci să mergem să spunem, să mergem să relatăm despre Dumnezeul acesta autoritar, care are autoritatea asupra tuturor lucrurilor, care a făcut această schimbare în viața noastră și care ne-a readus în prezența Lui, care ne-a vindecat de păcatul acesta și trebuie să o spunem și altora. Dumnezeu ne poruncește să facem lucrul acesta și trebuie să ascultăm de El. Apoi Domnul Iisus spune,
Luca spune despre acel care s-a întors, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Vedem acțiunea pe care leprosul a făcut-o când s-a văzut vindecat. S-a dus înapoi la cel pe care l-a vindecat. S-a dus înapoi la cel care a avut puterea să-i scoată lepra din trupul său și să-i dea un trup ca nou. Să-i dea un trup care să-i permită să stea în relație cu ceilalți și în părtășie cu ceilalți. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus. A avut cea mai mare reverență pentru Domnul Iisus. I-a recunoscut autoritatea pe care l-a avut-o. Era cea mai adâncă plecăciune pe care putea un om să o facă în fața unei persoane. S-a aruncat cu fața la pământ și a recunoscut cine stă în fața lui. A recunoscut bunătatea, a recunoscut autoritatea, a recunoscut pe Dumnezeu care stă în fața lui. Atunci când vedem minunea Domnului Iisus în viața noastră și atunci când vedem felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem cine este El. Să recunoaștem că fără El nu ar fi putut fi posibile astfel de lucruri în viața noastră. Să avem atitudinea aceea de smerenie înaintea Lui, atitudinea aceea de reverență înaintea Lui, să-L lăudăm pentru ceea ce a făcut. Să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut, să ne aplecăm în fața Lui. Și vedem că El nu s-a aplecat cu fața la pământ oriunde, ci s-a aplecat la picioarele Lui Iisus. S-a dus și s-a închinat persoanei potrivite. Atunci când un miracol se întâmplă în viața noastră, să dăm creditul lui cui trebuie. Să ne dăm seama că Dumnezeu este Cel care a lucrat în viața noastră. Să nu punem miracolul pe seama inteligenței noastre, pe seama lucrurilor pe care le avem și pe care le folosim în fiecare zi, ci să dăm creditul celui care a făcut miracolul în viața noastră. Îl vedem pe cel 10 lepros că s-a dus și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus. Înainte trebuia să stea departe, acum vedem că putea să stea lângă Domnul Iisus. Când Domnul Iisus vindecă și iartă de păcat, noi ne putem apropia de Dumnezeu. Nu mai trebuie să mai stăm departe, despărțiți de El, între noi un zid din cauza păcatelor noastre, ci acum El ne dă libertatea să venim lângă El și să petrecem timp cu El. Îl vedem pe acest lepros că poate să se apropie de Domnul Iisus, că din nou poate să aibă părtășie cu oamenii. Din momentul în care Domnul Iisus ne-a restaurat viața și ne-a vindecat de problema aceasta păcatului, acum putem să ne apropiem de El. Biblia spune, apropiați-vă de Dumnezeu. Și El se va apropia de voi. Asta face Dumnezeu atunci când ne vindecă, la fel cum a făcut pentru lepros. Ne dă din nou libertatea de a fi în prezența lui Dumnezeu. Îl vedem pe Adam și pe Eva că i-au fost izgoniți și nu mai puteau să aibă părtășia cu Dumnezeu. Dar acum că Dumnezeu ne iartă păcatele, pe baza jertfei Domnului Iisus, pe baza ceea ce a făcut El, din nou putem să stăm în prezența Lui. Putem să venim la picioarele Lui. Și putem să stăm împreună cu El. La fel cum a fost acel lepros care s-a întors la Domnul Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean, consemnează Luca. Un lucru important. Era unul dintre acei oameni disprețuiți de către iudei. Dar Domnul Iisus se uită la el și face o egalitate între samaritean și iudeu. Între cei disprețuiți și cei iubiți, ca să zicem așa. Vedem că boala îi afecta și pe unii și pe alții. Înaintea lui Dumnezeu, păcatul este păcat, indiferent de persoană, indiferent de culoarea pielii, indiferent de statutul social, indiferent de frumusețea trupească. Păcatul este păcat înaintea lui Dumnezeu și păcatul afectează fiecare persoană. Îl vedem că Domnul Iisus, când acei 10 vin la El, nu-i întreabă de unde sunteți. Păi eu sunt din Samaria, sunt samaritan. La o parte, mă ocup doar de iudei, mă ocup doar de ei. Ne uităm că Domnul Iisus îi se face milă de toți 10 și nu face nicio deosebire atunci când oamenii vin cu credință la El. Atunci când oamenii vin cu sinceritate că doar El poate să-i vindece, nu face nicio deosebire. Dumnezeu se uită la inima omului, indiferent de rangul social, indiferent de statutul acesta, indiferent de locul și poziția pe glob. Dumnezeu se uită la credința omului și lucrează în viața lui și nu face nicio deosebire. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și pentru toți oamenii s-a dat. Și pentru toți oamenii. Și asta ne aduce aminte că nici noi nu trebuie să facem deosebire între unii și alții. De multe ori ne uităm la persoanele care nu ne pot oferi ceva și relaționăm mai puțin cu ei. Ne uităm la cei cu care ne pot da anumite lucruri
Și poate cu ei suntem mai ok, relaționăm mai bine cu ei. Și facem această deosebire, poate cu toate, fără să ne dăm seama. Dar vedem pe Domnul Iisus că se uită cu milă la toți și vrea să-i ajute pe toți pe baza credinței lor. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățați toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Oare câtă durere trebuie să fi fost în această întrebare? Când Domnul Iisus a pus-o, unde sunt ceilalți 9? Nu i-am vindecat și pe ceilalți 9? Unde ești Adam? A zis Dumnezeu la început. Și știm răspunsurile. Oare, Domnule, când vedem minunea din viața noastră și vedem că Dumnezeu a făcut un miracol în viața noastră, suntem ca leprosul acela care s-a întors și a mulțumit sau suntem ca cei 9 despre care Domnul Iisus a întrebat, unde ești? Unde ești, Ionuț, de nu mă mai cauți? Acum că problema ta a fost rezolvată. Unde ești, Ionuț, de nu mai stai în părtășie cu mine, acum că totul este ok în viața ta? Și de multe ori Dumnezeu ne întreabă, unde ești? De multe ori uităm să relaționăm cu Cel care ne-a dăruit anumite lucruri și ne-a scos din păcat. Cei 9 s-au dus poate să se bucure de darul pe care l-au primit și poate s-au dus la familiile lor, uitați-vă, sunt curat acum. S-au dus la preoți ca să li se dea verdictul, dar omul acela s-a întors ca să stea de vorbă cu Dătătorul, cu Vindecătorul. Și de multe ori ne bucurăm de darul acesta, de miracolul acesta care vine în viața noastră și nu ne bucurăm de Cel care a făcut miracolul. Și asta o facem de multe ori și ni se readuce aminte să fim ca acel lepros care s-a întors, care a văzut că a fost vindecat și a vrut să mulțumească lui Dumnezeu, să stea cu el și să relaționeze cu el. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. De acum încolo ești o persoană nouă, ai un trup nou, boala ta nu mai este. Du-te, scoală-te și pleacă, du-te, trăiește viața pe care nu era posibil să o trăiești când erai bolnav. Du-te și trăiește o nouă viață, du-te înapoi în familia ta, du-te înapoi la prietenii tăi și trăiește bine de acum încolo, să ai relații bune de acum încolo. Ne îndeamnă Dumnezeu acum să ne sculăm și să plecăm și să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să o trăim așa cum trebuie. Acum nu mai suntem bolnavi de păcat, ca să zic așa, ci suntem iertați. Și avem această posibilitate de a fi iertați și trebuie să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o din nou. Viața aceasta nouă pe care trebuie să o trăim. Viața aceasta care a fost răscumpărată cu un preț enorm. Viața aceasta pentru care persoana Domnului Iisus a plătit un preț scump. Și viața aceasta trebuie să o trăim. Domnul Iisus îi spune, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. De acum încolo, păcatele tale sunt iertate. Tu ai fost mântuit pe baza credinței tale. Trăiește viața conform lucrului pe care ți l-am făcut. El acum nu mai trebuia să stea separat, nu mai trebuia să fie izgonit de oameni, nu trebuia să mai stea singur, nu mai trebuia să strige necurat, necurat, ci acum putea să aibă o relație personală cu alții, putea să stea în anturajul din care plecase. Viața lui a fost restaurată, relația noastră cu Dumnezeu a fost restaurată pe baza ceea ce a făcut Domnul Iisus. Leprosul n-ar fi putut să-i dea nimic Domnul Iisus ca să fie vindecat. Ce ar fi putut să-i dea el? Ca să poate să fie măcar o pată, o bubă scoasă de pe trupul său, absolut nimic. La fel și noi n-am fi putut să dăm Domnul Iisus absolut nimic ca să putem să fim curățiți de această lepră a păcatului pe care am avut-o. Dar totuși, El a avut milă de noi. Și ne-a dat această viață pe care să o trăim, această viață pe care să o trăim lângă Dătător, lângă Vindecător. Nu doar să ne bucurăm de curăția aceasta, ci să o trăim împreună cu El, căutându-L pe El în fiecare zi. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Cât de fericit trebuie să fi trăit acel lepros, acum că a fost și mântuit și vindecat. Cât de multe trebuie să fi spus altora despre ce s-a întâmplat în viața lui. Cât de multe trebuie să fi spus altora despre momentul în care l-a întâlnit pe Domnul Iisus și a fost vindecat. Oare avem bolnavi lângă noi, bolnavi spiritual? Oare avem bolnavi care se luptă ca să fie vindecați și caută prin metodele nepotrivite, caută la oamenii nepotriviți, caută prin fapte bune, caută prin tot felul de lucruri pe care să le facă să fie vindecați. Noi cunoaștem doctorul care poate să-l vindece. Noi cunoaștem pe cel care poate să dea vindecare, pe cel care poate să dea curăție trupului lor spiritual, vieții lor spirituale. Să spunem despre el altora.
Să nu ținem doar pentru noi miracolul acesta. Este un alt miracol pe care Dumnezeu ni l-a lăsat ca să ne reîmprospăteze anumite lucruri despre El. Îl vedem pe Domnul Iisus că este plin de milă față de oamenii care au nevoie de El. Plin de milă față de cei care îl caută cu tot din adinsul ca să fie vindecați. Am primit această vindecare din partea lui Dumnezeu. Să căutăm și noi să facem ce a făcut acel lepros. Când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvim pe Dumnezeu cu glas tare. Să nu tăcem. Într-o societate care este tot mai bolnavă, tot mai paralizată de păcatul acesta, să nu tăcem, ci să ne ridicăm glasul și să-L proslăvim pe Dumnezeu, prin a spune despre El altora. Să nu tăcem atunci când oamenii mor în păcat și sunt despărțiți veșnic de Dumnezeu. Să nu tăcem când știm că avem cunoștință despre medicament și să-L păstrăm doar pentru noi. Să nu tăcem când vine vorba de lucrul acesta. Acel lepros ne dă o mărturie plăcută. A ridicat glasul și a slăvit pe Dumnezeu. Oamenii îl auzeau despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Să nu tăcem, pentru că dacă tăcem, oamenii nu vor auzi. Cum vor auzi ei dacă nu mergem noi să le spunem? Cum vor auzi ei dacă nu le vom spune noi despre miracolul pe care Dumnezeu l-a făcut în viața noastră? Și noi am fost un lepros înainte, unul dintre cei 10. Și noi am fost oameni care aveau nevoie de vindecare, spirituală vorbind și fizică vorbind. Și Dumnezeu a făcut lucrurile acestea, pentru că El este Cel care poate să facă miracole. Amin.